Ce face Kyros Vassaras este incredibil. Comunicatul în sine este o preluare a responsabilității, cer scuze, și a vine din partea firmei care produce varul, da? Oamenii acei operatori var. Și ni se explică de către FRF, domnule, uite, a venit firma asta și ne-a zis că îi pare rău, că s-a greșit la golul lui Luis Munteanu, la trasul liniilor, ceva cu triangulare, cum, în fine. Și că le pare oamenilor ăla foarte rău că au greșit, că este exclusiv vina lor. Bun, asta în condițiile în care evident că omul ăla din cabina VAR, care e operator și care învârte de butoanele alea, are niște arbitri lângă el. Arbitrii ei spun, bre, mai la dreapta, mai la stânga, vezi că ăla nu e, că ăla nu-i treaba lui să știe offside-uri neapărat, e treaba arbitrilor. Bă, e, după comunicatul ăsta aflăm că de fapt nimeni de la EAD, firma care oferă respectivii oameni, nu ar fi discutat cu Vassaras. Nimeni oficial, nimeni nu i-ar fi permis să emită acel comunicat, nimeni n-a spus că oamenilor sunt vinovați și așa mai departe. Ne aflăm în fața unei situații incredibile în care președintele Comisiei Centrale Arbitrilor pur și simplu sfidează pe toată lumea. Este o batjocură cum rar mi-a fost dat să văd. Nu mai ai absolut, chiar că te lasă fără replică. Eu nu mai am replică la asta. Mai avem 40 de minute să intrăm în meci. Poate pierdem, dar poate câștigăm. Că dacă e să o luăm după ce am luat golul ăla din penalti, ăla inventat, am mai avut vreo 6 minute în care noi am avut două ocazii mari. Când vezi că un fault în atac este transformat într-un penalti, băi, minutul 90 și, adică, și chestia asta, recomandarea asta, că dacă mergi să vezi automat schimb decizia pe care tu ai luat-o corect în timpul meciului, cum s-a întâmplat și cu Colțescu, chemat de găman pentru un fault inventat sau cel puțin greu de văzut în reluări și nu s-a văzut. A da. Fost Crețul, a faultat, nu se pare că nu, că nu știu ce, s-a părea că nu prea l-a faultat, în fine. Tu n-ai absolut nicio explicație de dat. Pentru mine e clar. Bă, dacă mai cutează unul să greșească în favoarea FCSB, vă rup, pentru că așa s-a întâmplat până acum. Pachet cu meciul din tur, unde noi am beneficiat de un penalti mai mult decât discutabil. Nu trebuia acordat lovituri de pedeapsă, probabil nu câștigam meciul ăla, că nu arătam că am fi dominat meciul cum am dominat meciul ăsta. Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm. Trebuia să-l câștigăm pentru că am fost meci superiori, pentru că s-a făcut o greșeală în prelungiri colosală și pentru noi era extrem de important. De ce? Jucam fără Olaru. Jucam cu Baba într-o situație, într-o poziție pe care el n-a evoluat și cu care nu era familiarizat. Jucam în ultimul rând, dar știi cum e aia cu the last but not the least. Dar poate cel mai important aspect pentru noi, cu doi jucători care au făcut niște sacrificii imense. Și nu exagerez cu nimic.